prieteni noi, prieteni vechi, prieteni cu toții, la o sărbătoare de suflet, un spectacol pe care îl facem cu drag în fiecare an pentru copilași. Am trecut, i-am avut alături de mine pe copilași de la Sfânta Sofia, anul acesta ne bucurăm că avem pe copilași de la Sfântul Nicolae. Hai să mâna! Sunt și cei care mă urmăresc live, se poate vedea, sunt atât de bucuroși că vine Moș Crăciun. Îmi amintesc și eu cum îl așteptam pe Moș Crăciun să vină. Părinții mă trimiteau împreună cu frățiorul meu să colindăm un loc și spuneau că Moș Crăciun vine doar dacă colinzi, doar dacă faci o faptă bună. Și cred că în seara aceasta Moș Crăciun va veni pentru toți. Că nu ne-am adunat degeaba aici, suntem aici pentru a face o faptă bună. Când eram mici, bucuria venea, bucuria însemna să primești ceva. Însemna că atunci când se apropia luna decembrie, să-i scrii o scrisoare moșului, să-i spui că ai fost cu minte și să aștepți cadoul. Cu cât creștem în vârstă și devenim adulți, locul acesta din sufletul nostru este luat de bucuria de a oferi. Asta înseamnă să creștem, să devenim adulți responsabili. Să înțelegem că noi suntem cei care putem oferi, noi suntem cei care îi putem bucura pe cei de lângă noi, mai ales pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Și mă bucur că nu sunt singură, pentru că acest eveniment se desfășoară datorită dumneavoastră, datorită tuturor celor care credeți în noi, care ne-ați sprijinit, care sunteți aici în această seară, să ne bucurăm alături de copilași și de la Centrul Social Multifuncțional Sfântul Nicolae. Vă pregătim câteva surprize în această seară, obiceiuri și tradiții. Vom urca și noi pe scenă, corul studenților și a liceilor pentru viață și sperăm să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura de un spectacol pentru toți. Vă mulțumesc mult că sunteți în această seară aici și primii noștri oaspeți pe care Ioana îi va invita să urce pe scenă sunt copilașii de la Centrul Sfântul Nicolae, pentru că ei sunt în această seară actorii principali care vor urca pe scenă și se vor bucura de Moș Crăciun. Cum a spus și Ioana, vă încurajăm să nu-i ocoliți pe tinerii care o să treacă printre rânduri cu cutiile de donații. Toate donațiile vor merge la Centrul Sfântul Nicolae pentru a ajuta pe acest copilaj să primească ajutor la teme, să participe în diferite programe de dezvoltare personală și să se bucure nu doar în luna decembrie, ci pe tot restul anului de un eveniment, de un eveniment de suflet. Așa că să-i primim cu aplauze pe copilași.